tuturor, tuturor și am cineva să spun doar două lucruri. În primul și în primul rând mulțumesc, de altfel în Filocalie se încheie cu mulțumiți în toate, Dumnezeu, oamenilor, tuturor celor din apropiere. Mulțumesc domnului Gabriel Ieceanu și doamnei Lidia Bodea, directorul editurii și directorul Humanitas, pentru încrederea, bunătatea și generozitatea de a fi încredințat mie proiectul acesta. Și cred că asta este darul pe care l-am primit și prima treaptă de pe care eu am putut apoi să pornesc, să gândesc, să simt și să alcătuiesc ce am reușit să fac, cât am reușit să fac în antologia asta. Ormai aș mai vrea să vă spun un lucru. Părintele Stăniloae numește foarte frumos toate textele Sfinților Părinți, poeme spirituale despre luminile și umbrele dinăuntru nostru al fiecărui om. Și de aceea sunt niște texte minunate în primul rând și le-am ales și așa, o muzică a poeziei despre Dumnezeu și despre om, a unor oameni, a unor căutători de ei înșiși și de Dumnezeu, ca pe un îndemn către noi, de a ne căuta pe noi înșine și pe Dumnezeu, așa cum putem mai bine, din treaptă în treaptă, către mai sus. Vă mulțumesc mult și sper să citiți.